peste 70% din suprafața Pământului este acoperită cu apă, dar mai puțin de 3% din acest procent este apă dulce. Doar o treime din apa dulce existentă este accesibilă oamenilor, restul fiind stocată în calotele glaciare. Cea mai mare parte a apei dulce accesibile se află în subteran sau stocată în sol. În contextul actual, dacă irosirea apei potabile continuă, întreaga planetă ar putea suferi o pierdere de 40% din totalul apei potabile până în anul 2030. Și la nivelul județului Buzău, în anumite zone, situația nu este deloc liniștitoare. Despre problemele provocate de stresul hidric, ne vorbește inginerul șef al companiei de apă Buzău, Constantin Mărgărit. Compania de apă, operatorul regional atestat în județ, activează în toată zona de operare și și-a împărțit activitatea printr-o sectorizare în 5 părți. Este o zonă metropolitană, care înseamnă municipiul Buzău și adiacentele, respectiv Fernești, Spătaru, Lipia. Discutăm de sectorul Buzău Sud, care înseamnă sudul și vestul județului, zona de câmpie în special, asta însemnând Merei, Pietroase, Ulmeni, Săhăteni, Florica, Năieni și Pogoane, Căldărăști, Padina. Avem un al doilea sector, este sectorul Valea Buzăului, care înseamnă Valea Buzăului de la Măgura și până la Siriu. Avem un alt sector, Valea Slănicului, care înseamnă de la Săpoca și până la Mânzălești, Sărulești, Valea Salciei. Ultimul sector fiind Râmnicu-Sărat, care înseamnă municipiul Râmnicu-Sărat și adiacentele, deci discutăm de Grebănu, Topliceni, Puiești, Valea Râmnicului. În fiecare sector există probleme care sunt depășite sau probleme care sunt în lucru, în a fi rezolvate, probleme care au rezolvări viitoare, ceva mai îndepărtate. Întâmpinăm mari greutăți generate de stresul hidric, de regimul de temperaturi pe care îl trăim de ceva vreme, nu neapărat este primul an, dar el se accentuează pe an ce trece. Un astfel de regim de temperatură, care este coroborat și cu modul de viață al locuitorilor arondați în arealul nostru de operare, mă refer în special și la multiple activități agricole, au condus, pe de o parte, la scăderea capacității resursei de apă din subsol sau resursei de apă de suprafață, și aici mă refer la un dren sau un lac de acumulare, și în același timp la niște consumuri foarte mari din partea utilizatorilor. Cu încă o caracteristică, aceste consumuri foarte mari sunt consumuri care nu sunt liniare, sunt consumuri care apar punctual și ca timp și ca loc. În condițiile astea de care v-am pomenit, dintr-o dată principiile furnizării unui serviciu de alimentare cu apă și canalizare, care sunt absolut definite în legea gospodăririi apelor, în legea 241, apar puțin cam greu de îndeplinit. Mă refer acum la principiul de respectare a calității apei, de adaptabilitate a producătorului de apă la cerințele utilizatorului, la accesibilitatea la serviciul de apă din partea tuturor utilizatorilor, accesibilitatea asta trebuie să fie egală, și la respectarea reglementărilor, care reglementări spun că apa trebuie să aibă o anumită calitate, trebuie livrată în anumite condiții. Sunt și multe alte principii, dar astea sunt cele care sunt obligatorii și esențiale și imediate. Ce am făcut față de anii precedenți? Noi am avut un program de investiții destul de ambițios, elaborat încă de anul trecut, și am marșat foarte mult pe el, astfel încât parte din problemele de anul trecut au fost închise. Am rămas cu altele, bineînțeles, dar pe care le rezolvăm anul ăsta și apoi unele chiar ulterior. Așa, pe rând.
În zona metropolitană suntem într-o zonă cu producție mare și într-o situație fericită. Suntem într-o zonă în care nu există probleme de restricție, suntem într-o zonă în care resursa acoperă necesarul la orice oră și în orice condiție. Dar în sectoare, dintr-o dată, discutăm de alte activități, un alt format al omului care are și teren, care nu are neapărat o exploatație agricolă declarată, dar o transformă pe cea de lângă casă în exploatație agricolă. Și să pornim, de exemplu, cu cel mai lovit sector, mi se pare mie, la acest moment, ca după aia să terminăm poate într-o notă optimistă. Sectorul Buzău Sud este sectorul de zonă de câmp, este sectorul unde lipsa ploii își face cel mai tare simțit impactul asupra furnizării serviciului de apă. Dacă avem la acest moment zone pe care față de anul trecut le-am rezolvat și ne referim la faptul că am eliminat sincopele în furnizare din zona Săhăteni, din zona Ulmeni, din zona Padina, au rămas două UAT-uri care încă sunt în suferință. Discutăm de Năieni și discutăm și de UAT Merei. E vorba de un sat și anume Nenciulești. Acest sat, pornesc cu el, Neciuleștiul, are un program de furnizare de 4 ore pe zi, are o capacitate restrânsă și am gândit rezolvarea prin interconectarea acestui sistem la alte două sisteme și finalizarea apeductului, caz în care și această localitate va deveni o localitate unde avem asigurată continuitatea pe tot parcursul anului și la orice oră acoperirea consumului, că e zi, că e noapte, că e sărbătoare sau nu. Am pomenit de apeduct. Ce înseamnă asta? Înseamnă o conductă de peste 55 de kilometri care va face legătura între o zonă de forare de la Merei Lipia și care se va finaliza la Amaru. De altfel, acest apeduct a rezolvat Săhăteniul și Ulmeniul. Urmează să rezolve și Mereiul. Vom suplimenta inclusiv din apeduct și pietroasele. La momentul ăsta pietroasele nu au probleme pentru că noi deja am făcut niște investiții în câteva foraje. Să revin la Merei și la Năieni. La Năieni situația este foarte serioasă. Deja furnizarea serviciului este de 1,5 maxim 2 ore pe zi. Acolo am încercat multiple variante și anume am încercat un foraj. Am făcut întâi un studiu de exploatație, după aceea am executat forajul, are adâncimea de 100 de metri, nu am regăsit apă. Am mers simultan la reabilitarea unui dren existent și la parțiala lui extindere cu aplicația unei capacități de stocare de 20 de metri cubi, dar și acesta nu poate rezolva decât absolut parțial și punctual, adică nu am crescut capacitatea totală mai mult de 5%. Ultimele lucrări pe care le avem deja în derulare sunt lucrări executate în reabilitarea drenurilor de la Recea. Ar însemna o dublare a capacității existente acolo, care astăzi e de 1 litru și 1,2 litri pe secundă și o mai creștem cu minimum 1 litru pe secundă. De asemenea, având în vedere consumurile uriașe, punctuale nu ar asigura. Soluția salvatoare și evidentă, necesară și finală este conectarea și acestui UAT la apeduct, la lucrarea majoră de care v-am menționat mai anterior. Ce înseamnă? Înseamnă realizarea unei conducte, realizarea unor stații de pompare și a unor stații de magazinare. Aici compania de apă poate să asigure cel mult o cofinanțare. Finanțarea, în primul rând, trebuie să-și obțină UAT-ul respectiv,
prin diverse programe de finanțare. Noi putem să-i sprijinim cu urmărirea lucrărilor, putem să-i sprijinim altfel, dar noi să ne asumăm această lucrare nu avem capacitatea financiară necesară. Altfel, comunitatea din Năieni rămâne în continuare în suferință vis-a-vis de această alimentare cu apă. Restul comunităților din sector, am zis, Padina, nu e nicio problemă. Am realizat un front de captare de 3 foraje, o rețea de aducțiune de 4 km, stații de pompare. Deja Padina va avea un excedent de capacitate de producție, astfel încât dacă acum un an aveam furnizare 5 ore pe zi, anul ăsta avem 24 din 24, indiferent de sezon și indiferent de situație, deci ne pliem perfect pe curba de consum. Dacă trecem la un alt sector, la sectorul Valea Buzăului, și acolo am înregistrat progrese în sensul că am reușit ca să nu mai avem niciun program de furnizare în nicio localitate, nici măcar în Viperești, unde furnizarea însemna 2 zile din 7. Prin lucrări hidrotehnice, prin interconectări, am reușit deja să asigurăm acest lucru. În sectorul Valea Slănicului avem punctual niște probleme în zona Cernăteștiului, unde totul se rezolvă prin realizarea unei lucrări de execuție în stație de pompare. Celelalte sate care erau în suferință și care aveau programe, Halden, Manasia, Zărnești, sunt la momentul ăsta cu programe curente permanente, pentru că am mai executat un foraj care a crescut capacitatea în Săpoca și un foraj în Cernătești, astfel încât i-am rezolvat. În Râmnicu Sărat, în acest sector, avem probleme în continuare în Oate Grebănu, în satele Livada Mare și Grebănu. Problemele aici nu vor putea fi rezolvabile decât după închiderea lucrărilor din contractul de lucrări cu finanțare externă, POIM cele 5. În acest contract vor exista baterii de foraje, forajele vor fi 10. Aceste foraje vor asigura necesarul pentru toată zona Oateului Grebănu și chiar va asigura și necesarul în alte 2 sate într-o comună limitrofă, în Toplice. În rest, ce pot să vă spun este că noi ne vedem în continuare de programul nostru de investiții. Programul de investiții din acest an însumează doar din fondurile de dezvoltare, care sunt fonduri proprii, 50 de milioane de lei. Avem în derulare investițiile din sursele POIM, care însumează mult mai mult, reprezintă o gură de oxigen care e echivalentă cu tot oxigenul necesar. Discutăm de 300 de milioane de euro. De principiu, prin modul în care ne desfășurăm activitatea de întreținere, reparații, prin modul în care desfășurăm activitatea de înlocuire rețelistică, acolo unde considerăm că evident au apărut avarii mari, au apărut uzuri excesive, considerăm că ne vom încadra și vom fi absolut în parametrii în tot arealul nostru de operare. În rest, aș ruga cetățenii să îndeplinească și ei unul dintre principii, și anume principiul respectiv este de solidaritate. Solidaritatea utilizatorilor, solidaritate care se poate manifesta și prin modul de a utiliza apa, prin modul de a privi în jur atunci când consumi și cât consumi.